Steaua București s-a calificat în turul 2 al Cupei României după victoria cu 8-0 asupra celor de la CS Mihai Bravu în fața unei galerii formate din aproximativ 300 de suporteri. Robert Elec de două ori și Florin Răzdan odată au consfințit scorul la pauză, 3-0 pentru Steaua. Și în repriza secundă, jocul a decurs la o singură poartă, iar roșii albaștri s-au distanțat sistematic pe tabelă. La 5 minute după reluare, tot Robert Elec marchează al treilea gol al său în această partidă, după care Valentin Niculae, Alin Robu, Andrei Neagoie și Vlad Nițu și-au trecut și ei numele în dreptul marcatorilor. Pentru mine nu contează cine înscrie, important este să câștige echipa. Mă bucur foarte mult pentru că înscriu, pentru că asta e rolul atacantului, dar mă bucur pentru fiecare coleg de-al meu care înscrie. O să urmeze o serie de meciuri amicale, după care pe 14 o să urmeze încă un meci de cupă și după aceea tot așa o să continuăm cu niște meciuri amicale până începe campionatul. La finalul meciului, antrenorul Stelei, Daniel Oprița, a fost ovaționată de galerie, dar știe că pentru a rămâne în bune relații cu aceasta, echipa are nevoie de rezultate. Aștept ca și astăzi să încurajeze echipa. Știu că sunt mulți jucători care nu au jucat cu asemenea suporteri în tribună și eu sper ca ei să prindă curaj când văd această galerie, nu să se sperie sau să aibă emoții. Asta le-am spus. Au suporteri în spate și trebuie să câștige cu orice adversar. Mă aștept câțiva jucători, am avut câteva discuții, am așteptat până zilele astea, nu s-au concretizat, nu au fost lăsați să plece de la cluburile unde am solicitat, dar mai suntem în discuții cu câțiva jucători cu calitate. Așteptăm pentru că lotul, chiar dacă e Liga 4 și putem să avem un lot mai puțin numeros, totuși am avea nevoie de 2-3 jucători mai avem. Steaua va disputa meciul din turul 2 al Cupei României pe 15 august.